Salutare și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim puțin despre cum îngrijim pomii primăvara și ce lucrări mai efectuăm în această perioadă pentru întreținerea livezii. Ce putem face după ce am efectuat curățarea, toaletarea și îngrijirea pomișorilor? Vom efectua o stropire cu fungicid pentru protecția lor împotriva ciupercilor și toate nemernicile astea care îi mai afectează. Apoi vom săpa de jur împrejurul lor pentru a aerisi un pic terenul și a mai estompa creșterea buruienilor în jurul trunchiului, deoarece acolo este un ideal așternut pentru cicadă, care este un dăunător foarte, cum să-i zic, foarte, foarte obraznic și creează multe probleme. După ce am efectuat săpătura, putem să adăugăm niște îngrășământ, niște gunoi, niște mraniți ar fi ideale pentru cine are și cine poate să-și procure. Putem adăuga și carbonat de calciu, care iarăși este un îngrășământ natural. Sau pentru cine vrea să folosească chimic, sunt și acolo o varietate destul de mare de îngrășăminte. Cam atât pentru acest clip. Vă salut și numai bine!